Mergi pe la o parte multe pe care luci în țară și în afară. Și peste tot găsești ceva diferit. Ce e aici diferit la Berlin? Păi, în primul rând că ți se face poftă să mai vii. Am fost cu TEDx-urile aici. Al doilea rând că este un loc în care îți place să lenevești puțin, ceea ce mi se întâmplă foarte rar. Și m-am trezit dimineața și ziceam, mai stau 5 minute. Deci e un anumit tip de atmosferă care pentru noi contează foarte mult, chiar dacă per total nu stăm foarte mult în camerele noastre sau la un mic dejun care era absolut fabulos și chiar lăudam că o omletă atât de bună n-am mai mâncat decât la Paris. Așa. Faptul că îți dă o forță teribilă să-ți continui ziua până noaptea târziu și pe de altă parte să aștepți cu nerăbdare să reajungi în cameră și că dacă ai cea mai mică dorință, știu eu, aseară aveam nevoie neapărat de un vas de flori, imediat a apărut vasul de flori, era cam frig, imediat s-a făcut, pentru că știu eu friguroasă, nu că era frig în hotel, să ne înțelegem că e o mare diferență între una și alta. Asta cred că îți face foarte mare plăcere și mi-aduc aminte tot la TEDx când am fost și era o puștoaică, era Zora, pe care noi o iubim cu toții foarte tare și care era foarte fericită să alerge pe aici, care pe unde să alerge. Și îmi place și frumos, așa că mărturisesc că am fost tentată când știam că aici a stat Nicolae.